Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, profețiile făcute de Domnul Isus sunt menite să ne atragă atenția în cel mai serios mod asupra sfârșitului vremurilor. Domnul Isus nu a folosit descrierea celor evenimente ca pe un mijloc pentru a-i speria pe ucenici sau pe noi, ci l-a prezentat așa cum sunt, pentru că El dorea, și dorește, să fim pregătiți pentru acele zile. El dorește ca noi toți să putem sta la dreapta Tatălui, printre cei pe care Tatăl îi evidențiază pentru credincioșia lor, dragi prieteni, este una din cele mai serioase probleme și merită toată considerația noastră. Ceea ce urmează descrierea celor zile constituie evenimentele care aduc singurul mijloc prin care noi putem să fim izbăviți de grozăvia sfârșitului. De acum, Domnul Isus este foarte aproape de evenimentul crucificării. După ce intrase în Ierusalim în acel mod care atrasese atenția atâtor oameni, dar care nu au primit nici atunci mesajul pe care Domnul îl aducea. Împreună cu ucenicii, Domnul a intrat mereu în Ierusalim și se retrăgea seara în Betania. De acolo a venit mereu Domnul Isus pentru a curăți templul, pentru a vindeca și învăța, precum și pentru a purta discuții cu oficialitățile religioase ale lui Israel. Numai că acei oficiali nu au fost deloc mulțumiți de modul în care au evoluat aceste discuții. Ei doreau compromiterea Domnului Isus, slăbirea autorității pe care o câștigase asupra oamenilor din popor. În loc să se producă această scădere a popularității Domnului, s-a dovedit lipsa de autenticitate și de reală autoritate a fariseilor, cărturarilor și a celor care aveau menirea să îndrepte poporul către Dumnezeu. Pentru că au fost deranjați foarte tare de această situație, preoții cei mai de seamă, Farisei, Saduchei, cărturari și-au unit eforturile pentru a-l prinde și a-l omorâ pe Domnul Isus. Domnul Isus cunoștea foarte bine acest lucru, dar nu a făcut nimic pentru a-l împiedica. Cred că este nevoie să repet ceea ce am mai spus, și anume că Domnul Isus nu a fost totuși omorât de Farisei sau de preoți sau de romani. El a murit de bunăvoie, deoarece era singurul mod în care noi suntem izbăviți de păcatele noastre. Deci, dragii mei, nu farisei, nu preoții sau cărturarii, nici măcar romanii nu l-au pus pe Domnul Isus pe cruce, ci păcatele noastre. De acum nu mai sunt multe momente până la prinderea Domnului. Am văzut ultimul discurs de proporție al Domnului Isus și avertizările pe care ele face cu privire la sfârșitul vremurilor și venirea lui pentru a doua oară. Acum suntem la capitolul 26 al Evangheliei după Matei. Este cel mai lung capitol al Evangheliei. Versetul 30 este unul pivotal și ceea ce scrie Ioan în capitolele 15, 16 și 17 poate fi introdus în acest loc al Evangheliei după Matei. Ceea ce este însă foarte important aici este faptul că fiecare detaliu face într-un fel trimitere la cruce, la evenimentul central al acestei părți finale din Evanghelia după Matei. Un alt lucru care trebuie amintit aici este că evenimentele acestui capitol încep odată cu hotărârea Domnului de a veni la Ierusalim și de a fi crucificat. Hotărâre pe care a luat-o cu șase luni mai înainte, pe când se afla în cezarea lui Filip. Tot timpul acesta care a trecut, acțiunile Domnului, totul este în controlul direct al lui Dumnezeu. Chiar și timpul în care are loc această jerfă nu este unul întâmplător, cum o să amintim probabil la timpul potrivit, apropierea Paștelor, ziua de dinaintea sabatului, nimic nu este la voia întâmplării. Totul este în controlul lui Dumnezeu. Fiecare element are o semnificație deosebită și arată clar că este vorba de împlinirea planului pe care Dumnezeu l-a inițiat pentru răscumpărarea omului. Dar să vedem care este desfășurarea acestor evenimente. După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, Știți că după două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. După cum am spus și după cum vedem, Domnul Isus nu este o victimă neajutorată a orgolilor, fariseilor și cărturarilor. El singur este acela care decide asupra cursului evenimentelor. Ceea ce fac preoții, farisei și cărturarii nu face decât să împlinească planurile Domnului. Atunci, preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Iată pe acești lideri religioși, oameni care trebuia să îndemne poporul la pace, oameni care aveau datoria să-l reprezinte pe Dumnezeu. În această situație să trăiască după principiile lui și să facă dovada dragostei și iertării sale, dar ei se arată acum atât de neîndurător. Ei nu se tem de Dumnezeu căruia ar trebui să-i slujească, ci de popor. Dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în orod. În timpul acesta, Domnul Isus se afla în Betania, acolo unde se retrăsese în fiecare seară în această ultimă săptămână. Betania nu era departe de Ierusalim, era mai mult asemenea unei suburbii acesteia. Dar așa cum Ierusalimul era un loc al mâniei, Betania era un loc al dragostei. Acolo este locul unde se retresese Domnul nostru. Când era Isus în Betania, în casa lui Simon, leprosul. Nu este prea greu să înțelegem de ce acest om arăta atâta dragoste față de Domnul Isus. După numele pe care îl are, înțelegem că omul acesta a fost lepros. Spun a fost pentru că sunt sigur că Domnul Isus a vindecat. De acum, Simon era un om nou, el a primit o viață nouă de la Domnul Isus, și de aceea, de acum, punea la dispoziția lui tot ce avea. Până atunci, Simon era unul căruia nu i se îngăduia să aibă prieteni, să se apropie de cineva. El trebuia să strige atunci când se apropia de cineva că este necurat. Acum, Domnul a adus pentru el nu numai un grup de prieteni, ci o familie întreagă. Dragii mei, la fel este și cu păcatul. De fapt, în scriptură, păcatul este adesea comparat cu lepra. La fel ca și lepra, el izolează. Dar nu izolează numai oamenii de oameni. El izolează oamenii de prezența lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Isus vine în viața omului, lucrurile se schimbă. Acel om primește o nouă viață. Acel om primește o familie. Și, ce este mai important, acel om se va întâlni cu Dumnezeu. Ei, un astfel de om era Simon. El este un exemplu de om transformat de Domnul Isus. În casa lui stătea Domnul Isus acum când mai erau câteva zile din lucrarea lui aici pe pământ. În ceea ce privea lucrarea publică, nu mai erau prea multe de făcut. Aceste ultime momente erau rezervate ucenicilor. Dar să vedem ce se întâmplă într-una din aceste zile în casa lui Simon. S-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când sta el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Este vorba de Domnul Isus, bineînțeles. Acest episod este unul foarte important, deoarece el face parte din pregătirea Domnului nostru pentru înmormântare. Femeia aceasta, al cărei nume ne spune Ioan, este Maria, vine cu un vas plin, cu un mir foarte scump. E sparge vasul și unge trupul Domnului Sus cu acest parfum deosebit. Parfumul acesta este unul foarte scump, așa cum spuneam. Se spune despre el că valora cât salariul unui lucrător pe un an de zile. Adesea, el era lăsat ca o moștenire de preț generații întregi. Odată ce vasul în care era păstrat era spart, el nu mai putea fi folosit decât o singură dată. Ucenicii consideră că acest lucru este o extravaganță nejustificată. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: Ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scum și banii să se dea săracilor. Oare de unde venea reacția aceasta? Era ea oare o reacție sinceră sau ipocrizie? Apostolul Ioan, martor ocular la acest eveniment, oferă mai multe detalii despre incidentul respectiv. El spune că cel care s-a supărat de fapt a fost doar Iuda Iscarioteanul. El avea și un motiv bine întemeiat. Ascultați mai ce spune Ioan în capitolul 12 al Evangheliei pe care o scrie. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Iată deci de unde vine indignarea lui Iuda. Era vorba de preocupare sinceră pentru cei săraci, ci o preocupare pentru interesele proprii. Dar Iuda încă nu învățase că nimic nu i s-a ascuns ochilor Domnului. Inima lui Iuda era ca o carte deschisă înaintea Domnului Sus. El știa foarte bine ce este în ea. La fel de bine cunoștea și ce este în inima acestei femei. Dar Isus a zis, Lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Este printre puținele dăți când Domnul Isus are o asemenea apreciere față de propria persoană. Aceasta vine din faptul că ziua despărțirii de ei era foarte aproape. Mai mult, gestul ei avea să fie pomenit peste tot unde se va propovădui Evanghelia. Oare de ce este atât de important ceea ce a făcut această femeie? De ce este atât de important încât să rămână notată în Evanghelia care vorbește despre planul inițiat de Dumnezeu pentru iertarea omului, care vorbește despre Domnul Isus? Este ceea ce a spus Domnul, de fapt. Ascultați! Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Observați, nici măcar nu este vorba despre pomenirea Domnului, ci despre pomenirea ei, amintirea ei. Vedeți, așa cum spuneam, aceste ultime clipe pe care Domnul le mai petrece în mijlocul oamenilor sunt clipe în care se ocupă în mod special de ucenici. Prin diferite acțiuni, ca și prin cuvinte, Domnul le transmite diferite învățături. Una din lecțiile pe care Domnul le oferă ucenicilor este tocmai în această împrejurare, când personajul principal alături de Domnul Isus este Maria. Întrucât ea are un rol atât de mare în această situație, să vedem și alte lucruri legate de persoana ei. Mai întâi, trebuie să spunem că Maria nu este alta decât sora lui Lazar și a Martei. Ioan este cel care precizează clar acest lucru. Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cine. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce și dau la masă cu el. Lazar, despre care vorbește Ioan, este cel pe care l-a înviat Domnul Isus. Domnul Isus poposise adesea în casa Mariei și a Martei, pentru că aceste două surori aveau un mod aparte de a primi oaspeții. Ele formau o echipă deosebit atunci când primeau pe cineva. Marta era cea care gătea, care făcea totul pentru ca Musafirul să se bucure de cele mai gustoase bucate, să aibă hrana necesară. Maria, în schimb, era cea care îl punea pe Musafir în inima ei. Ea dădea atenție Musafirului. El făcea să se simtă binevenit, acceptat, iubit de familie. Pentru prima dată facem cunoștință cu Maria, în momentul în care Domnul Isus face o vizită în casa lor. În timp ce Marta este ocupată cu tot felul de lucruri, Maria se așează pur și simplu la picioarele Domnului Isus, ascultând ceea ce spunea el. Marta este oarecum iritată de comportamentul sorei ei și cere arbitrajul Domnului Isus. Dar Domnul îi spune că ceea ce face ea nu este rău. Maria, din câte observăm, era mai mult o persoană care răspundea circumstanțelor. Marta era omul de acțiune, omul cu inițiativă, dar acum Iată o întâlnim pentru a doua oară și o găsim schimbată. Ea este acum omul de acțiune. Ea are inițiativa ungerii Domnului Sus cu acel parfum minunat. Acum, în acest context, cred că înțelegem și mai bine valoarea actului ei. Dacă ne aducem aminte, Lazar, fratele ei, a murit și a fost îngropat. Gândiți-vă cât de scum trebuie să fi fost acel parfum, încât el nu a fost folosit pentru îmbălsămarea lui Lazar. Este puțin probabil că ea să-l fi cumpărat după acel eveniment al învierii lui Lazar. Așa cum spuneam, un astfel de parfum era transmis de obicei din generație în generație, ca o moștenire. Deci, era un lucru foarte scump și lucrul acesta scump a fost dăruit Domnului. Deci, găsim o Marie schimbată. Dragii mei, când stai la picioarele Domnului Isus, nu poți să rămâi la fel, nu poți să rămâi aceeași persoană. Pur și simplu, nu se poate. La acest moment, ea pare a fi singura care înțelege și acceptă faptul că Domnul Isus va merge să moare pe cruce. De ce? Pentru că a învățat să stea și să asculte. Abia atunci, de fapt, ai premisele înțelegerii. Un lucru pe care ar trebui să-l învățăm de la ea este acela că acte mici de ascultare se bucură de mare apreciere din partea Domnului. Pe de altă parte, trebuie să învățăm și acea lecție a șederii la picioarele Domnului. Acea ședere care transformă. Suntem adesea atât de ocupați lucrând pentru Domnul și nu luăm în seamă ceea ce spune El. Maria este o lecție pentru noi, a fost o lecție pentru ucenici. Este nevoie să stăm, să ascultăm, să înțelegem ce are Domnul de spus și abia apoi să pornim la lucru. Acesta este motivul pentru care Domnul Isus spune că ceea ce a făcut ea va rămâne ca un act ce va fi povestit peste tot, unde se va propovădui Evanghelia. Ascultarea ei este un exemplu. Este vorba de credincioșie. Și actul acesta va însoți Evanghelia pentru că în același mod trebuie să acționăm și noi. Din păcate, nici acum și nici atunci nu au înțeles toți cuvintele Domnului Isus. Atunci, unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Isus în mâinile lor. Ce mare deosebire! Maria risipește pentru Domnul Isus. Iuda se gândește să strângă folosindu-l pe Domnul. Matei este singurul care dă prețul exact al vânzării Domnului nostru, 30 de arginți. Este de fapt prețul unui sclav. Atât de mult îl prețuia Iuda pe Domnul Isus. Pentru Maria, Domnul Isus este un rege, un prinț. Maria este plină de dragoste și recunoștință față de Domnul. Iuda, plin de resentimente și lipsit de orice recunoștință. Actul vânzării unei persoane este unul din cele mai josnice. Dante, nasa operă, infernul, îi plasează pe cei doi vânzători de marca istoriei, Brutus și Iuda, în cel mai de jos loc. Și acela este locul pe care îl merită. De acum, Iuda devine un vânător al Domnului. Aștepta un moment prielnic pentru a-l da în mâinile preoților, nu va mai avea prea mult de așteptat. Nu pentru că circumstanțele au fost prielnice, ci pentru că planul Domnului era hotărât așa. În ziua din tâia praznicului a zimilor, ucenicii au venit la Isus și au zis, Unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El a răspuns, Duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, Învățătorul zice, Vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. Seara Isus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Acesta este un episod dintre cele mai intime în ceea ce privește pe Domnul Isus și grupul de ucenici. Erau ultimele momente pe care le mai petrecea cu ei înainte de crucificare. Niciunul din ei încă nu era obișnuit cu această idee, dar niciunul nu știa cât de aproape era acest eveniment. Nu înțelegeau nici măcar semnificația lui. Va mai trece ceva timp până ce Duhul Sfânt va veni și va aduce o lămurire completă cu privire la aceste lucruri. Dar acum era praznicul azimilor. Paștele era foarte aproape și ucenicii vor să pregătească această sărbătoare. Din nou, observați că Domnul Iisus pregătise acest moment al crucificării lui în detaliu. Nu a fost nevoie ca ucenicii să caute casa, să caute cele necesare praznicului, pentru că Domnul aranjase totul. Ei s-au dus doar să spună parola, cuvintele de recunoaștere și de acum totul era rezolvat. Stând însă la masă, Domnul le spune că va fi vândut chiar de unul dintre ei. Lucrul acesta produce tulburare în sufletele lor. Vedeți, conjunctura este una foarte interesantă. Sărbătoarea aceasta a Paștelor este foarte importantă pentru poporul evreu, este comemorarea ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei atunci când au fost scoși din țara Egiptului. Era un fel de sărbătoare națională, pentru că tot de atunci se poate vorbi de națiunea Israel. În amintirea acelui eveniment, ei trebuia să scoată din casă orice a ca simbol al plecării din Egipt când au făcut pâine pentru drum. Apoi, trebuia să stea la masă și să mănânce mielul cu toată familia sau cu prietenii. Dar nu numai aceste pregătiri culinare trebuia să aibă loc ci și cele legate de suflet. Dar nu se vede deloc în viața lor o astfel de schimbare. Nimeni nu se gândește mai profund la ceea ce făcuse Dumnezeu pentru ei în acele zile. Domnul Isus îi a însă deoparte și le oferă o lecție. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul. Nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el a zis, cel ce-a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Lecția pe care Domnul le oferă este una în care el însuși devine din nou mielul de jerfă. Ei erau triști pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă. Ei nu erau confruntați acum decât cu elemente exterioare, am putea spune jerfei Domnului. Iuda era gata să-l vândă. El este chiar demascat în fața ucenicilor. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Da, i-a răspuns Isus, tu ești. Acum urmează un eveniment minunat care va rămâne întipărit în mintea bisericii Domnului. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l a dat zicând, Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Dragii mei, evenimentul acesta al cinei Domnului este unul care a rămas mereu viu în memoria ucenicilor. Și de-a lungul secolelor, chiar dacă a fost celebrat în diferite forme, s-a transmis în majoritatea bisericilor creștine din lume. Simbolistica aparte, atmosfera, totul este făcut să introducă într-o lume nouă, o lume în al cărei centru este Domnul Isus și jertfa de pe Golgota. Cine nu este un ritual, cine este un act care îndreaptă privirile noastre către ceea ce a făcut Domnul Isus și către consecințele acestui fapt. Chiar și din cuvintele lui ne dăm seama că Domnul nu este victima vicilor unor oameni, ci este cel care a spus că este mielul venit să ridice păcatele omenirii. Cuvintele lui vor sta o mărturie peste secole cu privire la acest lucru. De acum, un nou legământ va fi făcut de Dumnezeu cu omul pe care l-a creat. Un legământ pentru care nu mai era nevoie de sângele berbecilor sau al pentru că sângele Domnului avea să pecetluiască legământul. Pâinea, vinul, toate acestea ne îndreaptă cu gândul către ceea ce a făcut Domnul pentru fiecare dintre noi. El a spus că totul se face spre pomenirea lui. Dragi prieteni, o să vorbim mai mult despre acest act al cinei. Însă acum este atât de important să înțelegem ce ce spune Domnul nostru. Trupul lui se frânge, sângele lui curge, nu datorită vânzării, nu datorită corupției unui om, ci datorită corupției generale a omenirii. Noi toți avem nevoie de această jerfă. Fără ea nu am putea fi izbăviți. Fără ea nu am putea avea părtășie. Nu ne-am putea apropia de Dumnezeu. Este singurul mijloc. Cred că este necesar, asemenea Mariei, să ne oprim, să ședem la picioarele Domnului, să ascultăm și să înțelegem. El este singura noastră soluție. <fio> Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, profețiile făcute de Domnul Isus sunt menite să ne atragă atenția în cel mai serios mod asupra sfârșitului vremurilor. Domnul Isus nu a folosit descrierea celor evenimente ca pe un mijloc pentru a-i speria pe ucenici sau pe noi, ci l-a prezentat așa cum sunt, pentru că El dorea, și dorește, să fim pregătiți pentru acele zile. El dorește ca noi toți să putem sta la dreapta Tatălui, printre cei pe care Tatăl îi evidențiază pentru credincioșia lor, dragi prieteni, este una din cele mai serioase probleme și merită toată considerația noastră. Ceea ce urmează descrierea celor zile constituie evenimentele care aduc singurul mijloc prin care noi putem să fim izbăviți de grozăvia sfârșitului. De acum, Domnul Isus este foarte aproape de evenimentul crucificării. După ce intrase în Ierusalim în acel mod care atrasese atenția atâtor oameni, dar care nu au primit nici atunci mesajul pe care Domnul îl aducea. Împreună cu ucenicii, Domnul a intrat mereu în Ierusalim și se retrăgea seara în Betania. De acolo a venit mereu Domnul Isus pentru a curăți templul, pentru a vindeca și învăța, precum și pentru a purta discuții cu oficialitățile religioase ale lui Israel. Numai că acei oficiali nu au fost deloc mulțumiți de modul în care au evoluat aceste discuții. Ei doreau compromiterea Domnului Iisus să